povestea în felul următor. Urmează să stabilim cine pleacă mai repede de la semafor, mașina sau bicicleta colegului Cristi Popescu. Bicicleta. El zice că bicicleta, asta e urmarea unei dezbateri pe care am avut-o la radio cu, se zice, banda de preselecție pentru bicicletă. Da, cei 3 metri. Cei mai mulți ascultători de la noi spun că bicicleta pleacă mai repede de la semafor. Dar Cristi, așa bicicleta sigur va pleca în siguranță de la semafor. Dar Cristi mi-a zis că datorită fizicii sau legile fizice spun că într-adevăr el pleacă mai repede pentru că are roțile mai mari. Bicicleta e mai ușor, mașina. Da, și eu în forța să duc bicicleta mai repede decât are motorul, putea să duc o mașină. Pe primii metri. Pe primii metri, da. Deci în câți metri măsură? Ai 10. Ai 10, da? Da. Start! L-a luat! Start! Bicicleta în primii 2 metri a rezistat ceea ce voiam să demonstrăm, cred că am demonstrat. La o plecare normală am un mic avans. La o plecare normală, da. Și dacă șoferul e puțin nervos? Dacă șoferul e nervos, am pierdut. Ai pierdut. Și e un motiv întemeiat să stau în fața lui. Deci am demonstrat în deșteptarea de vară cine pleacă primul de la semafor. Dar bine, eu nu plec accelerând la semafor, eu doar dau drumul la semafor. Că în mod obișnuit eu asta fac și accelerez așa, ușor pe parcurs. Și să aici dacă s-a întâmplat prima dată. Da, dar aici dacă te apreci un pic, ai plecat. Vă mulțumesc. Mă rog, nu știu cum o să funcționeze povestea aia, o să vedem. Că tendința multora e să apreci. Ordonează biciclistii, cred că trebuie să vă dea 10 secunde avans la semafor. Asta e ideea, să conștientizeze că suntem acolo și să ne lasă să circulăm în siguranță. Vă despărțiți prieteni, da? Vă strângeți mâinile, ceea ce vă dorim și vouă.